Cea mai mare fabrică de ciocolată din lume a fost închisă de către autoritățile din Belgia. Mai multe produse ar fi fost contaminate cu salmonella. Cea mai mare fabrică de ciocolată din lume din Belgia și-a încetat temporar activitatea, după ce s-a descoperit că un lot de producție a fost contaminat cu bacteria Salmonella, scrie Sienen, Producătorul de ciocolată elvețiană a asistat temporar producția la fabrică, a anunțat săptămâna trecută compania. Pentru producător, siguranța alimentară este esențială. Programele noastre solide de siguranță alimentară care sunt în funcțiune ne-au permis să identificăm rapid. Lecitina, ca sursa contaminării, a spus compania care a adăugat că autoritățile belgiene din domeniul alimentar au fost informate de incident. Lecitina este o substanță grasă folosită pentru a amesteca alte ingrediente în ciocolată. Compania a spus că a luat măsuri preventive, inclusiv retragerea produselor care au ieșit de pe linia de producție de când au fost făcute testele. Fabrica va rămâne închisă până când situația va fi remediată. Producătorul a mai spus că ciocolata contaminată nu a ajuns în magazine. Compania care a avut venituri de 8 miliarde de dolari din vânzări în anul financiar 2020-2021 produce ciocolată pentru alți ciocolatieri, atât pentru producători mici cât și pentru marile branduri internaționale. Producătorul își va rezerva destul timp pentru a continua a analiza, a spus compania. Când va fi gata, liniile vor fi curățate și dezinfectate înainte ca procesul de producție să fie pornit.